Vă salut! Mari Paraschiv aici! Astăzi, 17 aprilie, dedicăm episodul de Weekly Wiki Wine, soiului și vinului Malbec. Desigur, clipul este sponsorizat de Winefields. De ce discutăm despre Malbec? Începând din 2011, Wines of Argentina sărbătorește acest soi în data de 17 aprilie, alegând această dată pentru că în 17 aprilie 1853, francezul Michel Puget a introdus soiuri de viță de vie, printre care și Malbec, în Argentina. Și în același an a fost înființată prima școală agricolă din Argentina, devenind un simbol al schimbării în industria viticolă a țării, sub președintele de la acea vreme, Domingo Faustino Sarmiento. Fun facts despre Malbec. S-a născut în Franța. Descendent al unei vechi varietăți de struguri numită Madeleine Noir de Charente, sper că am pronunțat bine, care este și părintele strugurelui Merlot, Malbec a fost cândva cea mai plantată varietate de struguri din sud-vestul Franței, cunoscut atunci sub numele de Malbecul era folosit de majoritatea șatourilor din Bordeaux înainte de a dispărea aproape complet din Franța din cauza epidemiei de filoxeră care a lovit viticultura franceză spre sfârșitul secolului al XIX-lea. Soiul Côte era problematic, era prea sensibil la vremea umedă și rece din multe regiuni viticole din Franța, așa că atunci când filoxera a afectat Europa, cei mai mulți viticultori nu l-au replantat, optând în schimb pentru soiuri mai rezistente. În Bordeaux, unde Malbecul avea o prezență puternică, a dispărut aproape în întregime, însă rămâne unul dintre cele 5 soiuri oficiale de struguri negri din regiune, dar de fapt este printre cele mai puțin plantate. Împreună cu Carmenere, Malbecul reprezintă mai puțin de 1% din podgoriile de struguri negri din Bordeaux. Singura regiune care a menținut Malbecul ca varietate emblematică a fost Cahors, în sud-vestul Franței. Cunoscute pentru caracterul lor particular, vinurile din Cahors au o culoare incredibil de intensă și aciditate remarcabilă și taninuri puternice. Acestea sunt vinuri care necesită câțiva ani de învechire la sticlă înainte de consum. Vinurile produse cu denumire de origine Cahors trebuie să conțină cel puțin 70% Malbec, care mai este denumit Côte, Auxerrois sau Pressac, și maximum 30% Merlot sau Tanat. A renăscut în Argentina. Cum a ajuns acest strugure franțuzesc să fie cel mai apreciat într-o țară atât de îndepărtată? Cum am spus și la începutul clipului, la 17 aprilie 1853, francezul Michel Puget a introdus soiuri de viță de vie, printre care și Malbec, în Argentina. Bucurându-se deja de apreciere, a fost destul de simplu ca acesta să se dezvolte pe pământ argentinian, mai ales că s-a aclimatizat perfect teroarului și climatului cald și uscat de acolo, care previne dezvoltarea bolilor. În 1962, după un secol, erau deja înregistrate 58.600 de hectare plantate cu Malbec. Era încă de pe atunci cel mai plantat soi din Argentina. În prezent, Malbecul este asociat în mintea celor mai mulți cu țara producătoare de vin, Argentina, deoarece aceasta încă deține cele mai mari suprafețe plantate cu Malbec din întreaga lume. Statisticile din 2021 arătau că Malbec ocupă 22% din suprafața totală de viță de vie a Argentinei, cu 46.367 de hectare. Crește în podgorii de mare altitudine. Malbecul este plantat peste tot în Argentina, dar mai ales în regiunea Mendoza, la peste 1.000 de metri deasupra nivelului mării. Podgoriile situate la altitudini înalte, în regiuni precum Mendoza, dar și Salta, în nord, la peste 3.000 de metri, oferă condiții optime pentru Malbec. Temperaturile scăzute asociate cu altitudinile mari sunt atenuate de temperaturile ridicate întâlnite la aceste latitudini, apropiate de ecuator. Vinurile produse aici au arome intense și aciditate vibrantă. În afara Argentinei. Uneori este folosit în cupaje alături de Cabernet Sauvignon, Merlot și sau Cabernet Franc, de cele mai multe ori este vinificat monovarietal. Malbecul argentinian de astăzi are multe fațete, de la Malbecul bogat și complex al vițelor vechi din Maipu, trecând prin notele rocoritoare și florale obținute în terenurile înalte și stâncoase ale văii Uco și până la Malbecul întunecat și condimentat cu taninuri puternice din podgorile aflate la mare altitudine din Salta. Există o multitudine de expresii ale Malbecului în Argentina pe care avea nevoie de o viață întreagă să le descoperi. Deși găsești soiul acesta în 16 provincii argentiniene, cel mai mult se produce în Mendoza, unde 85% din suprafața sa cultivată este plantată cu Malbec. Pe locul 2 în clasament, după Argentina, este Franța, unde Malbecul este încă prezent în regiunea Cahors, dar și în alte zone, precum Valea Loirei sau Bordeaux. Și Chile se mândrește cu o producție importantă de Malbec. Există vițe din acest soi în jurul portului Concepción din Chile de secole și vei găsi vii foarte vechi de Malbec în Itata, Maule și Biobío. Există de asemenea noi plantații de Malbec în văi atât de diverse precum Colcagua, Elqui și Casablanca.
La petrecerea Malbecului din lumea nouă se alătură regiuni viticole din Statele Unite, Australia, Africa de Sud, Canada și Noua Zeelandă, fiecare cu plantații în creștere ale acestei varietăți atât de apreciate la nivel mondial. Malbecul este de asemenea cultivat într-o măsură mult mai mică și în Uruguay, Brazilia, Peru și Bolivia. Cum e vinul? În primul rând, Malbec este un strugure din care se obțin vinuri roșii intens colorate, corpolente, cu niveluri ridicate de taninuri și alcool și se caracterizează prin arome de fructe negre, mure, prune. Maturarea în baricuri de lemn de stejar îi mai catifelează taninurile și adaugă arome de vanilie sau cuișoare. După o perioadă de învechire în sticlă la vinurile premium pot apărea arome terțiare de fructe confiate sau chiar un gust delicios de carne friptă. Cum îl bem și cu ce îl asociem? Malbecul se potrivește minunat datorită corpului mediu spre corpolent și taninurilor prezente cu o varietate de mâncăruri. Friptură în special, de vită sau vânat, brânzeturi maturate, de exemplu cheddar, paste cu sos roșu, pizza cu diferite tipuri de carne sau salamuri fine. Pentru o asociere simplă, dar delicioasă, încearcă un pahar de Malbec cu o friptură suculentă sau o porție generoasă de paste cu sos bogat de roșii. Nu uita să-l servești la temperatura de 16-18 grade Celsius într-un pahar de vin cu picior și o cupă largă. Cum îl sărbătorim? Ziua Mondială a Malbecului este o celebrare a unei varietăți de struguri care a captivat inimile iubitorilor de vin din întreaga lume. Fie că te bucuri de un pahar de Malbec acasă, explorezi podgoriile unde este cultivat sau împărtășești pasiunea ta cu alții, există nenumărate moduri de a sărbători această zi specială. Așadar, pe 17 aprilie, ridică un pahar în cinstea Malbecului și sărbătorește istoria, aroma și bucuria pe care acest vin excepțional le aduce. La mulți ani, Malbec! Cheers!